Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O lege prin care au fost anulate garanțiile sociale ale judecătorilor au scos magistrații la protest. Mai multe instanțe de judecat au publicat ieri o declarație prin care își exprimă regretul față de adoptarea acestei legi care, spun ei, va afecta independența sistemului judecătoresc. Dacă poate sau nu afecta modificarea legii prin care sunt stabilite niște restricții legate de pensiile judecătorilor, vorbim cu invitații de astăzi din studio. În studio sunt domnul Marcel Spătar, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Bună seara! Bună seara! Ghenadie Mârza, judecător, președintele judecătoriei Ninoi, da? Bună seara, bine ați venit! Cu noi, bine v-am găsit. Cu noi, în legătură prin Viber, va fi și președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul Dorel Musteață. Domnul judecător, o să începem la dumneavoastră. Spuneți-ne în ce exact constau îngrijorările judecătorilor legate de aceste modificări operate încă la sfârșitul anului trecut de către Parlament, dacă mi-amintesc eu bine. Da, bună seara încă o dată. Dacă îmi permiteți mai întâi să-mi felicit colegii cu o recentă hotărârea Parlamentului, recentă lege aprobată astăzi în Parlament, mult, mult așteptată, în special de colegii tineri. Și noi vă felicităm cu această lege. Mulțumesc frumos, chiar dacă nu se referă la mine în mod particular, dar se referă la mulți, mulți colegi care nu erau numiți până la plafonul de vârstă de 65 de ani. Dacă acum m-ați întrebat de afectarea sau de ce așa de tare ne-a afectat, cumva aș vrea să vă spun că aceasta a fost o acțiune spontană a colegilor la atât la modificările operate, cât mai mult la decizia de inadmisibilitate a Curții Constituționale. Da, de ieri. Ieri a fost publicată, da, a fost adoptată pe data de 16 septembrie. Această decizie de inadmisibilitate a venit cumva pe neașteptate, judecătorii cumva aveau deja o siguranță, având în vedere jurisprudența constantă a Curții Constituționale din 2011-2017, că ceea ce a fost obținut, cu alte cuvinte, pensia era deja apreciată ca un drept obținut, nu se mai modifică. Asta așa, dacă în linii generale... Modificări la legea cu privire la pensionarea judecătorilor au mai fost și la cu privire la condițiile de pensionare, la indemnizații, adică modificări pe aceste garanții sociale pe care le au judecătorii s-au mai făcut și în trecut. E adevărat că de cele mai multe ori ele erau în favoarea judecătorilor și asta este o lege prin care sunt restricționate sau reduse garanțiile sociale ale judecătorilor. Înțeleg că judecătorii, prin declarația pe care au emis-o, au vorbit despre faptul că astfel va fi afectată independența sistemului judecătoresc. În ce mod exact creșterea vârstei de pensionare și stabilirea unor criterii generale de achitare a pensiei, de stabilirea pensiei pentru judecători afectează independența sistemului judecătoresc? Deci, la ceea ce ați menționat dumneavoastră, totuși modificările, tentativele de modificare a legii tot timpul au fost în detrimentul judecătorilor până acum. Atât în anul 2011, așa cum am menționat, s-au făcut tentative de a modifica articolul 32. El, de fapt, a fost modificat prin Parlament, a fost modificat ulterior și în 2017, dar de fiecare dată Curtea Constituțională le declara neconstituționale. Da. Acum, cât ce ține de independența judecătorilor, practic stabilitatea financiară este o parte componentă a independenței unui judecător. Ori chiar și Cartea Europeană a judecătorului, adoptată chiar și sub egida Consiliului Europei, a statuat nu odată că pensia unui judecător trebuie să fie cât mai aproape de salariul unui judecător în funcție. Prin modificarea operată s-a decis ca pensia judecătorului să fie de 55% din salariul judecătorului, dar această, cum să-i spun, modificare, așa să-i spunem, a fost cumva subtil ascunsă sub o altă prevedere care
indică că în fiecare an judecătorul beneficiază de 3% adaos. O prevedere care nu este aplicabilă la moment, ori un judecător urmează să fie numit în funcție la absolvirea clasei a 12-a, ipotetic vorbind, ca să beneficieze de acele 80% care se indică. Domnul Spătar, am văzut că dădea în cap că noi suntem într-o totul de acord ce spuneți dumneavoastră. Domnule Spătar, care este poziția Ministerului? Bună seara, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Doamna Rață, dumneavoastră ați început printr-o afirmație, dumneavoastră faceți jurnalism, noi facem politic, dumneavoastră faceți dreptate, noi implementăm politici, dar trebuie să avem niște afirmații concrete cu care începem emisiunea. Dumneavoastră ați spus, au fost anulate garanțiile sociale ale judecătorilor. Nu este adevărat. Nu au fost anulate garanțiile sociale ale judecătorilor. Cu asta cred că suntem de acord. Da? Au fost operate niște modificări pentru regulile de pensionare ale judecătorilor. Ok. Garanțiile sociale ale judecătorilor sunt multe, sunt suficiente pentru ca să le asigure inclusiv și acea independență financiară de care vorbiți. De asemenea, am precizat că e vorba de pensionare, de pensie, nu toate garanțiile. Evident că judecătorii au mai mult. Doamna Rață, aveți textul scris, este înregistrat, ați spus, au fost anulate garanțiile sociale, chiar mi-am notat. Da. Nu este așa, doar ca să precizăm pentru telespectatori. Mai departe, stimate domnule judecător, spuneți că prin această lege de anul trecut a fost modificat calculul pensiei. Nu este adevărat. Legea este din 1995 și ea prevedea la fel 55% din salariu, cu 3% pentru fiecare an lucrat după salariu. Deci, din acest punct de vedere, nu s-a schimbat nimic. Din salariu de judecător. Din vechimea, pentru fiecare an, din salariul de judecător, bineînțeles, pentru fiecare an în plus, mecanismul de calcul al valorii pensiei a rămas același. Ok. Okay. Cu asta cred că de asemenea suntem de acord, pentru că asta e adevărul. Bun. Că este apropiat de salariul de funcție a judecătorului, dacă cariera este îndelungată, poate ajunge până la 80%. Așa era, este mult mai apropiat decât pentru un cetățean de rând, pentru care cu un stagiu complet de cotizare, valoarea pensiei este de 46% din salariul mediu al întregii cariere, nu din ultimul salariu realizat, cum este în cazul judecătorilor. Deci, din punctul acesta de vedere, nu putem să spunem că judecătorii nu ar fi cumva favorizați. Da? Acum, eu nu am nimic împotriva faptului ca judecătorii să aibă parte de un statut special. Da? Și înțeleg de ce, înțeleg importanța independenței judecătorilor. Da? Dar vreau doar să punem accentele corect și să discutăm exact despre ceea ce prevede această lege. Ori legea prevede o eșalonare treptată a creșterii vârstei de pensionare și a prelungirii stagiului de cotizare în calitate de judecător. După același principiu ca și pentru alte categorii absolut. Cetățeni, nu? Absolut, da. Bineînțeles. În toată lumea crește vârsta de pensionare din motive evidente, cauze demografice, socioeconomice, cauze medicale, speranța de viață și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, și din punctul meu de vedere, legea este suficient de coerentă cu evoluțiile pe care le-am menționat. Mai departe, Curtea Constituțională, într-adevăr, a declarat inadmisibilă cauza. Motivele curții sunt exprimate în decizie. Eu nu sunt jurist, nu pot să mă expun în fond, dar doar asta am vrut să precizez. Și în continuare, judecătorii beneficiază de un statut special și pensia lor calculată este calculată conform regulii vechi, ceea ce s-a schimbat anul trecut și n-am schimbat-o ministerul pe care îl conduc eu, a fost schimbat de Parlament. Da. Și au fost anumite de Parlamentul precedent. Da. Și ceea ce s-a schimbat, ca să-mi termin gândul, a fost vârsta de pensionare, iarăși în timp. Uh-huh. Putem să intrăm în detalii tehnice. Modul de calculare a pensiei judecătorilor s-a schimbat sau nu? Deci, cuantumul pensiei este 55% din salariul mediu lunar și crește cu 3% până la 80% pentru fiecare an muncit peste vechimea în funcție de judecător. Adică este fix așa cum a fost și până acum sau nu s-a schimbat ceva? Da, dacă îmi permiteți, tot stimă domnul ministru, totuși garanțiile sociale pe care dumneavoastră le-ați spus, practic nu au mai rămas. Asta este singura garanție socială pe care o are un judecător.
Care anume? Vârsta de pensionare? Vârsta de pensionare și pensie. Asta e singura garanție pe care o are un judecător? Singura, da, cu părere de rău, este singura care a rămas în sistemul judecătoresc. Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră vă referiți la statutul special. Da, statutul special este și acum și l-a avut fiecare judecător tot timpul. Dar noi vorbim despre pensie specială. Înțelegem că nu care este... se calculează după o regulă specială. De asta este specială, că se calculează după o regulă specială și este cu mult mai mare decât pensia calculată după regula generală. Această regulă specială despre care vorbim, aceasta și s-a modificat. Și cu alte cuvinte, asta și am exprimat de la începutul emisiunii, că nu mai avem posibilitate practică, este doar în teorie 80%, eu știu, cuantumul care l-ați menționat dumneavoastră. Doar în teorie și în prevederile legale. Dar dacă ne uităm la 34 de ani și un judecător ajunge judecător plus minus la vârsta de 30-35 de ani, el nu poate activa mai mult decât 65 de ani. Și dacă facem un calcul matematic simplu, ne dăm seama că este o prevedere care nu mai este aplicabilă. Și dacă revenim la ceea ce este prevăzut în lege, că totuși este 55% și nu crește, creșterea asta de 3% pe an nu mai poate ea avea loc. Nu crește cu 3% pe an, este în momentul 3% calculului, pe an, da. În calcul pentru fiecare an muncit suplimentar după vârsta de pensionare în calitate de judecător, se mai acordă 3% din cuantumul salariului judecătorului. Respectiv, dacă un judecător astăzi lucrează cu 8 ani mai mult decât vechimea muncă standard pentru funcția de judecător pentru pensionare, care astăzi este de 13 ani și de la anul va fi 13 ani și 6 luni, dacă lucrează cu 8 ani mai mult, adică 21 de ani, sau la anul 21 de ani și 6 luni, el va obține 80% din salariu. Să-mi spuneți mie dacă un judecător poate lucra 20 de ani în funcția de judecător. Da, 20 poate. Dar deci veți avea 80% din pensie. Vă fac calcul. Nu vom avea 80%. 34 de ani este nevoie dacă ne uităm potrivit tabelului. Calculați pentru dumneavoastră care sunteți acum... Vă spun pentru mine... 34 de ani va fi în 2048. Corect. Vechimea completă. Corect. În toate activitățile. Da. Pentru judecătorii noi numiți, practic e descurajare ca să vină să activeze în funcție de judecător. Asta va fi în 2048, 34. Da, dar judecătorii vin acum. Da. Domnule judecător, dar judecătorii când vin să lucreze judecători, vin pentru ca să aibă pensie? Da, eu în 2011 cu mulți colegi ai mei, venind evident că eram în 2009, în 2011 am absolvit institutul și am fost numit în calitate de judecător și am venit ca judecător inițial, evident că nu m-am gândit, dar am venit în anumite condiții, cunoșteam, vroiam să fiu judecător, da, și cunoșteam prevederile legale și evident erau niște facilități pe care le avea judecătorul. Și orice judecător care era numit în funcție, de exemplu în anul 2011, acum da, este avantajat. Înțeleg. Asta eu nici nu neg. Dar pentru colegii noi veniți în funcție sau cei cu stagiu de 2-3 ani, este o descurajare totală. Nu voi da nume, dar mai mulți colegi m-au sunat și care lucrează relativ mai puțin și au spus că este un moment descurajant și nu văd rostul ca să activeze în continuare. Și practic noi așa dorim ca să întinerim, orice sistem se dorește a fi întinerit, dar practic descurajăm întinerirea sistemului judecătoresc. Care este cariera medie a unui judecător? Chiar sunt foarte curios. Cariera medie în funcția unui judecător. Eu cred că pentru a continua discuțiile, mai ales despre cariera medie și toate celelalte, să-l invităm să ia legătura cu noi prin Viber și pe domnul Dorel Musteață, președintele CSM, ca să dăm și poziția lor. Domnul Musteață este cu noi? Domnul Musteață, bună seara! Bună seara! Sper că ați ascultat discuția noastră de până acum. Domnul ministru adresa o întrebare. Care este vârsta medie a carierei judecătorilor în sistem? Deci, în primul rând, folosindu-mă de emisiune, aș vrea să transmit salut la toți colegii mei, în special la cei care au avut curajul și au semnat declarația. De asemenea, îmi exprim regretul de faptul că în Republica Moldova avem două asociații a judecătorilor,
și până la ora actuală nicio asociație nu a ieșit cu un mesaj de solidaritate cu declarațiile judecătorilor sau cu alte declarații. La întrebarea dumneavoastră vreau să vă comunic că vârsta medie nu s-a efectuat un calcul care este vârsta medie a unui judecător. Maxim ce judecătorul iese la pensie având un stagiu de 35 de ani. Asta judecătorul care a activat de la începutul carierei sale profesionale până la atingerea plafonului de vârstă, adică 65 de ani. Chiar recent au fost admise două cereri de demisie și vârsta, stagiul de muncă în instanță de judecată avea la 36 de ani. De mare măsură, mai cu seamă în ultimii ani, în sistemul judecătoresc era situația că mulți judecători atingând vârsta de 50 de ani deja depuneau cereri de demisie, aveau garanție pensia, plus la aceasta era și a doua garanție care beneficiau de licență de avocat. Și asta îi puneau pe unii judecători să activeze până atinge vârsta de 50 de ani și apoi să-și ia pensia și licența de avocat. Acum, după cum vedem și în legea privind la avocatură, sunt declarate modificări și deja și legea în cauză, care astăzi o discutăm. Eu am ascultat antevorbitorii mei, dar vreau să spun că eu am să iau, după cum ați menționat dumneavoastră, că toată zarva a făcut o declarație a judecătorilor. Eu sunt de acord cu domnul ministru, dumnealui este ministru, dumnealui este reprezentantul guvernului, reșind din separarea puterii de stat, dumnealui are sarcini sale, reșind din buget și alte chestiuni, de aceea promovează proiecte de lege din punctul de vedere a guvernului. De asemenea, înțeleg și Parlamentul. Hai să spunem, toți deputații până accede în Parlament vin cu careva declarații politice care încearcă să le realizeze parcursul mandatului. În situația, în speța dată, eu cred că urmează de luat la bază alte chestiuni, și anume, după cum a fost motivată și sesizarea Consiliului Superior a Magistraturii, printre altă prima sesizare care a fost depusă de Consiliu către înalta curte, motivarea de bază a fost prin faptul că anterior, după cum am menționat și colegul meu, domnul Mâra, este practică deja stabilită. Deci este hotărârea numărul 27 din 20 decembrie 2011 a Curții Constituționale și hotărârea numărul 25 din 27 iulie 2017. Prin urmare, și cum explicați de această dată a avut o altfel de decizie Curtea Constituțională, nu ca și în celelalte cazuri precedente? Poftim? Cum vă explicați faptul că de această dată Curtea Constituțională a avut o altfel de decizie decât în cazurile precedente? Dumneavoastră vreți să răspundă domnul Șapei? Da. Asta și este cea mai mare întrebare. Asta e întrebare care toți judecătorii ne punem. Nu găsim explicații de ce practica se primește că în alta curte a schimbat practica. Nu e adevărat. Atât mai mult că în sesizare este menționate ambele hotărâri. Am înțeles. Domnul Spătare are altă părere. Eu o să-mi exprim imediat părerea, dar în primul rând vreau să-mi exprim regretul de faptul că mulți stimați judecători totuși operează cu astfel de mici jumătăți de adevăr. Cele două tentative din 2007 și 2011 și 2017 au fost tentative de a trece regulile pe regula generală, regula de pensionare pentru judecători pe regula generală, ceea ce însemna practic anularea condițiilor speciale, anularea regimului special. Garanții, da. Care într-adevăr sunt niște garanții, da? Deci acele inițiative erau complet diferite de inițiativa despre care vorbim astăzi. Acea inițiativă era despre a anula pensiile speciale. Or, această decizie de anul trecut, care iarăși nu am făcut-o eu, nu apăr pentru că țin la ea, da? Am văzut speța, cum spuneți dumneavoastră. Și
analizând speța, am văzut că este diferită fundamental abordarea acum de abordarea din 2011-2017. Sunteți de acord cu acest proiect, această lege adoptată? De ce, ce sunt, sunt de acord? Cu prevederile din ea. Adică dumneavoastră, dacă n-ar fi existat, ați fi înaintat un astfel acum de lege? Cum n-aș fi înaintat? Pentru că avem alte priorități la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vă spun sincer, acum n-aș fi înaintat pentru că avem alte priorități. Bun, deși există, știți mai bine decât mine, există în spațiul social cereri de anulați, pensiile speciale și așa mai departe. Eu nu sunt neapărat de acord cu această abordare, gata, anulăm pensiile speciale. Nu. Dar, încă o dată, această rectificare la felul cum se acordă, sau mai bine zis, cum se califică judecătorii la dreptul de a beneficia de pensie, este fundamental diferită. Nu este anularea pensiilor speciale. Da? Și am putea să intrăm în detalii ce înseamnă 13 ani, 15 ani și, într-adevăr, 34 de ani. În 2046 va fi stagiul complet de carieră, nu în funcția de judecător. Da. În funcția de judecător, 15 ani. După aceea, dacă poți exercita o altă profesiune, avocat sau altceva, poți să continui ca să ai o carieră completă ca orice alt om. Dar care pensia se o primești după o anumită stagiu de 34 de ani. El acum este 20 de ani și 6 luni. Da. Și vârsta de pensionare este 50 de ani, dacă nu greșesc acum. Da. 6 luni, da. Da. Și da. Dar asta nu impede că pe cei mai mulți dintre judecători, după ce împlinesc această vârstă de pensionare, să rămână în sistem, să lucreze până la 65 de ani în sistem. Și inechitatea pe care am semnalat-o și noi în mai multe investigații jurnalistice, chiar la Cutia Neagră, a fost despre faptul că sunt mulți judecători cu salarii foarte bune, cu pensii foarte bune, rămânând în sistem, care, odată la 2 ani, vin și cer recalcularea pensiei. Deci ei nu sunt cei mai săraci oameni din această societate, dar ei țin neapărat de fiecare dată când cresc salariile judecătorilor să vină și să ceară mai mult, mai mult. Noi am identificat judecători care au venituri din salariu și pensie de 100 și ceva de mii de lei pe lună. Și aici, într-o țară, atât, înțeleg, au dreptul, nimeni nu zice că n-au dreptul, legea le permite. Dar unde este dreptul moral? Într-o țară atât de săracă, să vii și să ceri să ai venituri atât de mari. Adică unde se termină garanțiile? Nu poți să te acoperi cu garanții pentru ca să, cum să zic, să faci venituri foarte mari dintr-un stat care e sărac. Trebuie să recunoaștem că e un stat sărac. Despre asta discutăm după o scurtă pauză de publicitate. O să revenim cu dumneavoastră, domnule judecător. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gerboveschi. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate, la Cutia Neagră cu Mariana Rață. Analizăm subiecte verbinți la Sinteza Săptămânii, cu Natalia Ghețu și Iulia Budeci. Surprizele nu se opresc aici. Iubește viața, revine cu povești incredibile. Cele mai spectaculoase concerte. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici.
Și totuși adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate casuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Наталья Гецу. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți, mi-e rușine. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta e la nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel? Și am aflat răspunsuri, am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8, Întreabă Ghețu, ora 20:00. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gerboveschi. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate, la Cutia Neagră cu Mariana Rață. Analizăm subiecte fierbinți la Sinteza Săptămânii, cu Natalia Ghețu și Iulia Budeci. Surprizele nu se opresc aici. Iubește viața, revine cu povești incredibile. Cele mai spectaculoase concerte. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. A revenit în studio domnul Mâra, domnule judecător. Tocmai vă întrebasem înainte de pauză despre unii colegi de-ai dumneavoastră, nu mulți, recunoaștem, sunt mai cu seamă cei care sunt judecători la Curtea Supremă de Justiție, cu un stagiu mare de muncă, care au deja vârsta de pensionare de peste 50 de ani. Lucrează în sistem, continuu să lucreze, iau salarii bune, pe care dumneavoastră nu le aveți, nici nu le visați deocamdată. Iau pensii foarte bune și pe lângă asta, pentru că legea le permite, odată la 3 ani de zile, se duc în instanță și cer
să le fie recalculată pensia și încă mai mult majorată? Păi, indirect, declarația care ați observat-o și tot se discută și pe rețelele de socializare, practic s-a referit anume la judecătorii tineri. Ori modificările operate lovesc anume în judecătorii tineri, deoarece ei vin și sunt descurajați. La moment, eu personal deja nu mai beneficiez de posibilitatea de a avea și pensie și salariu. De asta, cumva, înainte de pauză m-ați lăsat în suspans și ați declarat că voi beneficiați și acum deja lucrurile, ca să fie mai clare, într-adevăr, ca să nu generalizăm, asta și era ideea, că se referă modificările cel mai tare lovesc în... Apropo, iată judecătorii tineri. Ei ce cred despre aceste practici ale colegilor mai în vârstă? Cred că fiecare urmează să răspundă pentru acțiunile sale și practicile colegilor mai în vârstă, dacă ele sunt bune atâta timp cât sunt bune, dacă se referă la examinarea unei cauze, niște idei, este o chestiune. Atâta timp cât se referă la drepturile acestora salariale, noi n-am avut așa posibilitate ca să ne adresăm în judecat, să ne stabilim pensia. Și nu știm cum vom acționa. Și de asta n-am vrea acum cumva să spunem că suntem cei mai corecți și ulterior să facem acțiune. Nu, eu am să vă mai întreb un pic mai târziu despre această asumare a erorilor sistemului judecătoresc, pe care unele instanțe de judecată și-au asumat, altele nu. Dar, ca să mai rămânem la subiectul ăsta, domnul Mâsteață, dumneavoastră tot aveați o replică la ceea ce a zis domnul ministru. Vă rog. Da, mulțumesc. Deci, domn ministru, dumneavoastră ați spus că noi interpretăm greșit hotărârile anterioare. Nu noi interpretăm greșit. Dumneavoastră sunteți informat greșit. Eu vă dau citire din un abzaț din hotărârea numărul 27 din 20 decembrie 2011. Hotărârea Curții Constituționale, da? Ca să înțeleagă și telespectatorii. Da. A declarat neconstituțional prin hotărârea din 2011. Articolul 2 din legea numărul 56 din 9 iunie 2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. În partea referitoare la articol 46, indicele 1, a legii numărul 156-14 din 14 octombrie 1998, privind pensiile de asigurări sociale de stat, prin care, citez, începând cu 1 iulie 2011, pentru judecători s-a stabilit vârsta de pensionare de 50 de ani și 6 luni, atât pentru bărbați cât și pentru femei. În fiecare an ulterior, vârsta de pensionare se majorează conform tabelului numărul 7, până la atingerea vârstei de pensionare, prevăzută la articol 41, alineatul 1. Mai este un punct în hotărârea dată. Începând cu 1 iulie 2011, pentru judecători se stabilește stagiul de cotizare necesar obținerii dreptului la pensie de 22 de ani. În fiecare an ulterior, stagiul de cotizare se majorează conform tabelului numărul 8, până la atingerea stagiului de cotizare de 35 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Da, am înțeles. Anume deci, pe partea de pensionare... Anume această prevedere, vă rog frumos să o clipă, anume această prevedere a fost declarată neconstituțională. După cum vedem, se referă la mărirea vârstei. Dar, domn ministru, discuția și pretențiile sunt anume în ceea ce ține de modificarea articolului 32. Curtea, atât în hotărârea din 2011, cât și în hotărârea din 2017, s-a expus asupra articolului 32 din legea cu privire la statutul judecătorului. Punct. Deci, prevederile articolului dat a fost bătut în țânte, în două hotărâri a Curții Constituționale. Asta este întrebarea care o pune sistemul și nu altceva. Mulțumesc. Da, domn ministru. Eu chiar sunt gata să aprofundez acest subiect, dar din ce ați spus dumneavoastră și ce ați citit, ați făcut la legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, în care s-au introdus vârste de pensionare pentru judecători, cum le-ați citit dumneavoastră chiar acum, da? Or, asta a fost în 2011, când s-a dorit a introduce pensionarea judecătorilor în legea generală, prin pensiile
de asigurări sociale de stat. Ori acum, modificarea de anul trecut este strict la legea cu privire la statutul judecătorului care acordă aceste pensii. Adică speciale. Nu se trece în legea obișnuită. Da, nu apar domnul în legea privind eu am să am o rugăminte, da, pentru că această emisiune noi totuși o facem nu doar pentru judecători, dar și pentru publicul de acasă. Dacă o să vorbiți cu legea cu tare din data cu tare, oamenii nu mai înțeleg nimic despre ce discutăm noi. Da, voi fi foarte tehnic. Fără tehnici, nici nu fac referință la numărul hotărârii, e aceeași hotărâre a Curții Constituționale din 2011 și modificările de acum. Este același tabel, dacă, nu știu dacă colegii dumneavoastră vor putea să arate. Unica diferență este că în 2011, legea care a fost declarată neconstituțională, prevedea diferențierea vârstei de pensionare la bărbați și la femei. Deci la bărbați era 62 de ani, bărbați judecători. Deci mecanismul e același, da? Da. Nu că numai mecanismul, dar și legile vârsta, care se modifică sunt aceleași, da? Și legile care se modifică în ambele hotărâri sunt aceleași. Nu legea, nu. Este o prevedere specială pentru judecători. Ați avut dreptate când ați spus că legea cu privire la sistemul public de pensii. Asta am avut în vedere, dar că asta s-a dorit atunci. Dați-mi voie până la urmă mă refeream concret la articolul 46 prim. Ne-ați făcut observații cu articolul, dar nu, contează... Nu, dumneavoastră. Eu am spus că să nu fiți foarte tehnici. Doamna moderatoare, oamenii acasă n-au legea cu articolul 46 prim. Dar mă refeream la faptul că anume este un articol special al judecătorului. Chiar dacă este în legea cu privire la sistemul public, este indicat condițiile de stabilire a pensiei pentru judecători. Bun. Și practic e aceeași... Înțeleg că întrebările în principiu sunt la Curtea Constituțională. Sper să avem o posibilitate să discutăm cu cei de acolo despre această practică diferită. Da? De două ori s-au expus asupra neconstituționalității, de data asta nu admise sesizarea. Altceva vreau să mai discutăm. M-am uitat și eu pe rețele de socializare cine din foștii dumneavoastră colegi din sistem au reacționat, da? Am văzut o postare a domnului Stanislav Pavlovski, fost judecător la Curtea Constituțională, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și dumnealui spunea, la Curtea Europeană, plafonul de vârstă pentru judecător este de 70 de ani. Eu, fiind judecător la acea instanță, am avut în procedură mii de dosare. Deci, la Curtea Europeană, vârsta de pensionare este mult mai mare și nu e o problemă pentru ei, nici legată de garanții, nici legată de temerea că dacă nu e condițiile mai bune, n-are rost să lucrăm la această instanță. Dacă îmi permiteți. Da. Noi am avut această mică discuție în contradictoriu despre abordarea diferită a Curții Constituționale. Dumneavoastră aveți tot dreptul să interpretați deciziile Curții Constituționale. Eu am semnalat doar că, din informațiile pe care le posed eu, la tentativele precedente era vorba de a trece judecătorii pe regula generală. Acum s-a modificat. Într-adevăr, s-au introdus practic unele decizii care... intenția care era mai devreme s-a introdus în legea cu privire la statutul judecătorului. Dar nu ăsta este subiectul discuției. Referitor la ce spuneți dumneavoastră, doamna Rață. În Uniunea Europeană, nu doar la Curtea Europeană, în Uniunea Europeană vârsta medie de pensionare a judecătorilor este de mai mult de 60 de ani. Iar vechimea în muncă, în funcția de judecător, da? Pentru că noi aici discutăm despre două valori. Pe de o parte este vechimea în muncă ca și judecător și pe de altă parte este vârsta de pensionare. Această vechime în muncă a judecătorului este de 20 de ani. În Republica Moldova este 13 și va crește până la 15. Deci, din punctul acesta de vedere, garanțiile sociale ale judecătorilor din Republica Moldova sunt mai mari decât garanțiile sociale medii ale judecătorilor din Uniunea Europeană, dacă este strict să ne referim la vârsta de pensionare și la vechimea muncă în funcția de judecător necesar. Ceea ce se introduce în Republica Moldova și aici pot să înțeleg nemulțumirea domnului judecător, este că judecătorii, pe lângă vechimea muncă în funcție de judecător, trebuie să aibă o vechime în muncă generală, da, care în timp, până în 2048, va fi practic aceeași cu vechimea în muncă pentru un cetățean care nu exercită funcția de judecător. Și aici, într-adevăr, pot să înțeleg că tinerii ar zice că sunt defavorizați pentru că în timp vor ieși mai greu la pensie. Și vor trebui aici, să facă altceva decât... Da, da. Aici, domnul ministru, chiar v-aș spune că judecătorii, pe moment, cum sunt prevederile legale la restul cetățenilor, după ce a fost modificată iarăși legea, acolo, din câte mi-aduc aminte, 60
la bărbați și 57 la femei. La judecători este 63. Cu alte cuvinte, la judecători vârsta de pensionare este mai mare decât la restul cetățenilor. La bărbați, astăzi, vârsta de pensionare este 63 de ani. Da, dar la femei, 60. Așa? La femei este mai mic, în adevăr. Da. Asta e. Da. Dar aici vorbim de 2046, totuși. Nu, vorbim în condițiile prevederilor legii. Crește. Noi avem și un grafic de creștere a vârstei de pensionare la femei și înainte de 2046 și la femei va ajunge vârsta de pensionare. Dar la fel e 60-63. De asta și vă spun că la judecătorie e puțin mai cât ține de afirmațiile domnului Pavlovski. Respectăm afirmațiile dumnealui, dar nu putem să ne... nici să avem tupeul să solicităm condițiile și garanțiile sociale din Uniunea Europeană. De asta aș vrea să facem referință la o țară care nu este Uniunea Europeană, Ucraina. În Ucraina, salariul mediu a unui judecător este de 3.600-4.000 de dolari din prima instanță. Deci, care este salariul mediu pe economie în această țară? Salariul mediu pe economie este cu mult mai mic decât la noi. Pare mi că dacă nu greșesc, Ucraina e 300 mai mic decât în Republica Moldova. Da, da. Asta și de asta și n-am dat exemplu din la o țară din Uniunea Europeană, ori tot timpul suntem blamați că doriți ca în Europa, dar nu vă faceți treaba bine. Cu ce noi uneori da, suntem de acord. Dar nu putem să trecem cu vederea colegii din Ucraina. Ok, domn ministru. Păi, ce să zic? Salarii, deci judecătorii tineri înțeleg că... Judecătorii trebuie să aibă salarii bune ca să fie incoruptibili. Cu asta sunt de acord. Și exemplele care circulă în spațiu public, uite, judecătorii beneficiază de salarii de 100.000 salarii și de pensii de 100.000 de lei, nu corespund într-o totul adevărului. Unii da? Dintre ei. Unii, da. Da, câți unii? Unii poate să fie 30%, unii poate să fie doi oameni. Deci, pensia medie a judecătorilor astăzi este de 20.000 de lei. Eu nu zic că aceasta este o pensie exagerat de mare. Și noi nu avem atât de mulți judecători în țară, dar subiectul emisiunii este judecătorii și pensiile judecătorilor. Sunt astăzi 400 de judecători în toată țara, 400-450, nu știu exact. Activ, bun, dintre activ, cei da, care sunt. Activ, da, sunt, da, atâția sunt. Ori noi recent am luat o altă decizie pe pensii care afectează toți pensionarii, da, inclusiv 300, mai mult de 300.000 de pensionari care beneficiază de pe urma creșterii pensiei minime. Și, nu știu, e cumva... Vedeți că acești judecători, acești pensionari sunt mai speciali. Sunt mai speciali, dar știți ce se întâmplă? Ei sunt importanți pentru un stat de drept. Da. Îmi cer scuze că vă întrerup. Da. Nu sunt obișnuit cu acest format de dezbatere. Da. Da. Știți că vă scurcați foarte bine. Ce se întâmplă, de fapt, este că noi, dacă în spațiu public discutăm atât de mult despre aceste pensii și spunem că sunt mari, că sunt 100.000, există, se alimentează nemulțumirea populației și populația crede că noi din pensiile judecătorilor putem să plătim pensii mai mari pentru persoanele care au pensii mici. Da, așa crede un, dar nu este adevărat. Chiar dacă, prin absurd, absolut ireal și alogic, am scădea pensiile judecătorilor până la pensia medie, de exemplu, asta n-ar elibera fonduri ca noi să dăm creșteri de pensii semnificative pentru cei cu pensii mici. Atunci, de ce s-au făcut aceste modificări pe garanții? Aceste modificări pe garanții care a fost explicație... Legate de vârsta de pensionare. Și legate, da? De echitate. De moment ce oricum... Este da. Și legate de echitate și tocmai pentru că pensionarii judecători continuă să muncească în calitate de judecători și beneficiază, așa cum ați spus și dumneavoastră, și de salariu și de pensie. Situația în care cineva are și salariu și pensie trebuie să fie excepțională. În genere în țară, nu vorbesc despre judecători, da? Pentru că pensia este un drept pe care îl obții atunci când nu mai poți să muncești în mod normal. Ori noi avem situații în care avem multe profesii, judecători și nu doar, nu o să intru în detaliu, nu vreau să atac pe nimeni, în care pentru că salariile sunt mici sau din alte motive, pentru că oamenii vor venituri, e normal, continuă să muncească și să beneficiază și de salarii și să beneficieze și de salarii și de pensii. Deci, eu interpretez
Eu n-am fost acolo când s-a luat această decizie, dar așa cum înțeleg eu, este o decizie pentru a restabili echitatea și pentru ca judecătorii, după ce 20 de ani au muncit în calitate de judecători, să continue să muncească în alte profesii, mai puțin stresante, mai puțin intense, încă 14 ani, ca să poată ieși la o pensie și să beneficieze de o pensie foarte bună. Da, vreau foarte să... Bună, mai bună decât alte categorii. Vreau să... Da, domnul Steaț. Vreau să intervin. Da. Pot să intervin, da? Evident, chiar vă rog. Noi mai avem puțin timp, de asta vreau să intervin și de asta și domnul Mâr. Domnul ministru, dumneavoastră, cele ce ați expus acum la urmă, de asemenea, sunteți informat eronat. Anume că modificările este absolut nu-i deranjează pe judecătorii care primesc și salariu și pensii. În primul rând, n-a schimbat situația deloc. Mai mult ca atât, modificările este nu schimbă absolut nicio situație financiară, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Asta e, cum a spus și colegul meu, asta e o asigurare pentru, pe viitor pentru judecători. Dacă, mă rog, părerea mea, dacă aveți intenția să faceți careva modificări, puteți să faceți pe viitor. Judecătorii care pe viitor vor accede în profesia de judecător, persoanele care vor accede, pe viitor nu vor mai beneficia de garanțiile date. Dar modificarea asta a fost un praf în ochi la cetățeni și atât, mai mult nimic. Pur și simplu impune judecătorii să lucreze mai mult. Asta. Dar eu cred că scopul statului trebuie să fie să mărească pensia la toți cetățenii, să aibă toți cetățenii pensii mai mari și garanții mai bune, dar nu să micșoreze la cetățenii care au obținut anterior. Asta e una. Și a doua, dumneavoastră a făcut la referire la vârsta judecătorilor de psihotare. Foarte corect. Dar vă rog frumos să analizați și condițiile, după cum a spus și colegul meu. Și cel mai important lucru este numărul de dosare care le au judecători în procedură. Peste hotare judecătorii au în procedură 60 dosare pe an, 100 dosare. Judecătorii din Republica Moldova au peste 1000 dosare pe lună. Unii judecători dorm la serviciu. Vă rog frumos să luați și asta în calcul. Mai mult ca salarii în sfera privată, salarii, cetățenii beneficiază de salarii mult mai mari și probabil că judecătorii s-ar duce și ar face față și în alte domenii. Însă și-au ales profesia dată, lucrează judecător cu scopul de a beneficia de asigurare la atingerea o... Da. Domnule Mustață, vreau să vă zic, domnule ministru, vreau să vă zic că acest subiect, nici nu știam că v-a trezit interes, ne contactează mai mulți judecători care vor să intervină în direct. Acum în direct cu noi prin Skype este judecătoarea Livia Mitrofan de la judecătoria Chișinău. Vrea să intervină cu o replică. Doamna Mitrofan, bună seara. Bună seara, da. Mă bucur că mi-ați acordat această posibilitate. Eu înțeleg că noi să mai facem emisiuni pe acest subiect, dacă există interes. Da. Pentru că eu privesc și așa am un fel de emoții de... În primul rând, ce a vrut eu să aduc la cunoștință. Judecătorii, în afară de vârsta de pensionare care o aveau și cuantumul pensiei, nu mai au alte garanții sociale, ca să fie clar. Au fost excluzii. Locuințe, nimic. Unica noastră garanție socială este salariul și un judecător din instanța de fond, un judecător tânăr, are un salariu la car de 16.400 de lei. Mai mult ca atât, judecătorii au o mulțime de interdicții, alte activități, în afară decât cea didactică, judecătorii nu pot avea cumul, premii, indemnizații, ajutoare materiale, nu au nimic. Doar salariu. Unicul venit al judecătorului lunar este salariu. Ca să vorbim despre garanțiile sociale. 2. Ce ține de pensii? Păi dacă noi vrem să combatem corupția din sistem, ar fi bine ca statul să se axeze pe evaluarea averilor judecătorilor, pe modalitatea de acumulare a acestor averi și pe confiscarea averilor a cei care nu pot justifica. Pentru că tinerii specialiști care au investit în activitatea lor au susținut sute de examene. Ei vin în sistem pentru salariul de 16.400 de lei și atât. Adică
Noi vrem să combatem corupția prin limitarea asigurărilor sociale judecătorilor tineri, în care tot statul pune speranță, chipurile. Da. Dar asta este un tratament diferențiat. Pensii și salarii mari au judecătorii care au o anumită vârstă. Judecătorii de la instanțele ierarhic superioare, stadiul cărora este aproape de 30 de ani lucrat în sistem. Și această posibilitate a fost exclusă în 2016, dacă nu mă gândesc, atunci când a fost exclus dreptul judecătorului de a avea pensie și salariu. Și doar cei care au beneficiat până la modificarea legii au pensie și salariu. Judecătorii din instanțele de fond au doar salariu. Asta este unica sursă de venit. Doamna Mitrofan, eu foarte mult mi-aș dori să veniți la o emisiune și să continuăm acest subiect. Din păcate, noi suntem deja cam pe final de această emisiune. Vreau să intervină prin telefon și domnul și deputatul Dan Perciun, unul dintre autorii acestei legi prin care se referă la pensiile judecătorilor. Discutăm în continuare cu dumnealui, după care încheiem emisiunea, dar cu siguranță vom mai reveni la acest subiect într-o altă emisiune, că înțelegem că este important și e bine să fie o lege echitabilă și confortabilă și pentru judecătorii tineri, e adevărat. Domnul Perciun, bună seara! Dacă ne auziți? Încă nu este? Îl așteptăm să intervină până intervine. A, este. Domnul Perciun, bună seara! Da, bună seara! Da. Eu urmăream acum emisiunea, așa am zis că poate bine să intervin în calitate de autor a celor modificări. Dar scurtuți că suntem pe final. Vă rog. Da. În primul rând, atunci când s-a majorat salariul judecătorilor, a existat o așteptare rezonabilă că asta o să ducă cu adevărat la reducerea corupției în sistem, că asta o să asigure acea independență atât de mult dorită. Cu regret am constatat cu toții că acele majorări salariale, în cazul judecătorilor și procurorilor, lucrurile astea nu l-au făcut și destul să ne uităm la propunerile CSM-ului pentru judecătorii de la CSD, care au venit 3 luni în urmă în Parlament, propuneri de candidaturi absolut dubioase, care încă o dată demonstrează că sistemul are o mare problemă de integritate, că acea mare așteptare care a existat majorarea garanțiilor salariale o să atingă și o să ducă la mai mult profesionalism. Integritate nu s-a produs. Da. Acum, echitatea în sistemul, în general, echitatea în societate este un lucru foarte important. Când ai un salariu mediu de 2-3 ori mai mare decât salariul mediu de economie, când pensia e de 10 ori mai mare decât pensia medie, apar întrebări de integritate, de echitate, înțeleg. Especial atunci când sistemul nu livrează acele rezultate pe care le-ar fi dorit societatea. Dar da, vedeți că loviți nu în cei care acum compromit sistemul judecătoresc, cei care sunt de mulți ani în sistem și poate că au făcut ilegalități. Înțeleg din discuția de astăzi că loviți în cei tineri care vin, care probabil vin cu intenții bune, să fie integri, să-și facă bine treaba, dar mizează pe niște garanții. Așa înțeleg eu din discuția de azi. Exact de aceleași garanții ar trebui să beneficieze și profesorii, și medicii, și toți ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova care trebuie tratați în mod egal. De acord. Este, cred, din punctul meu de vedere, să izolăm o singură profesie, și să considerăm că, uite, această profesie este privilegiată și trebuie să beneficieze beneficii deosebite. Da. Și așa, astăzi, pensiile judecătorilor reprezintă pe legea care este în vigoare de la 55% până la 80% de muncă în salariu. Este o garanție socială extraordinară oferită acestei profesii. De acord. De care nu mai beneficiază absolut nimeni în Republica Moldova. Cu atât mai mult ca atât. Să știți că atunci când se pensionează, în continuare, primesc o indemnizație care ajunge și până la 400.000 de lei. Iată, judecătorii spun că nu mai este. Cea mai mare indemnizație de care beneficiază oricare funcționar public din sistem astăzi. Da. Domnule Perciun, din păcate așa nu mai avem timp ca să continuăm că depășim. Nu beneficiază continuare beneficii și pensii speciale. Da, din păcate nu mai e timp să depășim foarte scurtul doar invitații care sunt propriu zis în studio, 20 de secunde pentru concluzie. Eu aș vrea ca această emisiune să nu contribuie la înrăutățirea imaginii judecătorilor și a sistemului judecătoresc. În același timp, este important să înțelegem că este vorba de niște preferințe sociale și nu garanții sociale. Că toată lumea are garanții sociale pe care le oferă statul, asigurare medicală, pensii și așa mai departe. Da? Este vorba de niște preferințe și le merită pentru că sunt
într-o profesie specială. Acum, cât de specială este această profesie și cât de special este acest statut și cât de tare trebuie să-l protejăm, este un subiect pe care noi îl discutăm. Da. Și o să mai discutăm. Da, cu siguranță. Ceea ce vroiam să spun că noi ca judecători luăm, nu suntem politicieni și nu luăm decizii populare, da? Ne bazăm deciziile noastre și hotărârile noastre în baza legii. De asta, dacă noi ca judecători nu putem să ne apărăm drepturile noastre, atunci ce fel de justiție noi vom face pentru cetățeni? Și apreciez și chestiunea domnului ministru care a spus-o că a menționat că cei cu salarii și pensii mari sunt câțiva, da, numărați în sistemul judecătoresc. De acord. Noi n-am vrut să se creeze impresia că toți sunt, deci evident, există în sistem, doamna Mitrofan are dreptate, judecători tineri care au venit cu cele mai bune intenții să schimbe lucrurile în sistem și au salarii și foarte mici. Este foarte adevărat comentariul de mai devreme că în sistemul judecătoresc încărcarea cu muncă este excesivă. Sim. Da. Este foarte adevărat, este o problemă structurală, sunt foarte multe dosare pe judecător. Discutăm acest subiect pentru că a trezit interes și din partea dumneavoastră și din partea publicului, de aceea vom mai reveni asupra lui. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune în această seară. Noi luăm o pauză, după care revenim în cea de-a doua parte a emisiunii cu alți invitați. În studio va fi domnul Ștefan Gligor și președinte Partidului Schimbării și Virgiliu Păslariuc, deputat PAS. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gherbovescu. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate, la cutia neagră cu Mariana Rață. Analizăm subiecte fierbinți la sinteza săptămânii, cu Natalia Ghețu și Iulia Budeci. Surprizele nu se opresc aici. Iubește viața, revine cu povești incredibile. Cele mai spectaculoase concerte. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși, adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate cazuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Наталья Гецу. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8.
18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vând. Asta e de la TV8. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gherbovescu. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate, la Cutia Neagră cu Mariana Rață. Am revenit în studio. Vă ziceam, în cea de-a doua parte a emisiunii discutăm deja despre evenimentele politice care au avut loc astăzi și în Parlament, dar și ceea ce s-a întâmplat ieri la ONU, declarația făcută de președintele Republicii. Invitați în studio sunt domnul Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Virgiliu Păslariuc, deputat PAS. Bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit! Ultimele zile care au marcat, au fost marcate de evenimente care au adus unele laude la adresa Noi Puteri, altele evenimente critici și chiar dezamăgiri din partea unor reprezentanți a societății civile. Ați văzut și dumneavoastră postările de pe rețelele de socializare și știrile care au apărut. Astăzi Parlamentul a votat în lectura a două modificări la Constituție care vor aduce mai multă independență față de politic, sistemul judecătoresc, și asta este minunat că în sfârșit aceste modificări au ajuns să fie introduse în lege. Și pentru ele, un alt lucru minunat este că au votat 86 de deputați, adică a existat un vot comun al puterii și al opoziției. Dar vom începe discuția de la ceea ce a trezit cele mai multe supărări. Unii chiar s-au grăbit să spună dezamăgiri din partea societății civile. Alegerea avocatului poporului, am vrut să spun ombudsman, dar la noi este ombudslady. Ombudswoman. Da. Modul în care a fost ales avocatul poporului a nemulțumit pe mai mulți. Eu am să citez ceea ce a zis președintele Promolex, Asociației Promolex. Avocatul poporului a fost votat de către majoritatea parlamentară pentru un vot exclusiv politic asumat. Anume vot politic îl vom numi pentru că nu am auzit nici întrebări și nici careva obiecții din partea candidaților. După mine a fost un vot simplu, plictisitor și antidemocratic, dacă doriți. Pe parcursul anilor am contestat fenomenul numit mașină de vot în Parlament și am declarat că noi, cei mulți, chemați odată la 4 ani să alegem, vrem să avem 101 voci în Parlament care, indiferent de partidul sau fracțiunea din care fac parte, să participe și să implice activ de la Tribuna Centrală a Legislativului ca să-și convingă atât colegii cât și alegătorii cu argumente privind votul sau pro sau contra. Deci, iată așa o impresie. Noi nu putem bănui că este cu rea voință. Este un reprezentant al societății civile care este foarte obiectiv și iată, este supărat de ce s-a întâmplat astăzi cu acest vot în Parlament. Supărarea era că era vot politic, da? Că Parlamentul a dat un vot politic, da? Că Parlamentul a dat un vot politic deci într-un Parlamentul concurs. Parlamentul trebuia să dea un vot cultural, probabil. Într-un concurs. Cum? Da. Parlamentul eminamente este un organ politic, nu vă supărați. Eu când aud acuzații la adresa Parlamentului că el votează politic, eu un pic rămân siderat. Dar ce vreți să facă Parlamentul? Este evident că este un vot politic. În lege este foarte clar scris cum trebuie să se facă concursul. Parlamentul își asumă responsabilitatea pentru această persoană, da, pentru candidatura. Concursul s-a făcut, nimeni nu poate nega că noi am încălcat, noi am făcut un regulament, noi am făcut fiecare după buchea legii și așa mai departe. Și acum suntem criticați că l-am făcut.
Știți, în 2019 noi eram criticați că am făcut concursuri, spuneați că mai bine vă asumați politic. Când ne asumam politic, spuneți faceți concurs. Acum, iarăși, eu înțeleg că oamenii au păreri diferite. Dar haideți, înainte de toate, invitația mea, cel puțin doleanța mea personală, este ca oamenii să judece după ce fac acești candidați. Da? N-a trecut nici 5 minute de la alegerea avocatului poporului și deja ei sunt nemulțumiți de el. Eu nu cred că oamenii sunt nemulțumiți de doamna Moloșac. Oamenii au întrebări legate de modul în care a organizat acest concurs Parlamentul și, din câte înțeleg eu din postările apărute, nu au siguranța că a fost, că a fost un concurs pe bune. Pentru că ce am mai citit din postări este că mulți au senzația că din start s-a știut cine va fi candidatul selectat. Eu nu știu. Eu am tot respectul pentru doamna Natalia. Eu personal am aflat ieri, ca și toată lumea, cine a intrat, cine au fost finaliștii. Fiindcă nu m-a interesat. Există o comisie, treaba lor este să-și aleagă, să facă concursul. De exemplu, la noi la comisie, noi facem comisia educației, facem concursul pentru cea, da? Deci, iarăși, este un lucru firesc că se fac concursuri conform legii, da? Și evident că Parlamentul este cel care, conform, iarăși, legii, conform Constituției, trebuie să desemneze figura. Ce s-a așteptat? E ca asta, ce așteptări au fost? Deci să vedem ce au așteptat cei din opoziție și din societatea civilă. Aici pot să spun că sunteți și, da, domnul Grigore? Domnul Virgil, atunci când Parlamentul vrea să-și asume răspunderea politică, poate să o fac fără concurs. Își asume direct răspunderea politică. Pentru faptul pentru care sunteți criticați este că condițiile, modul de desfășurare, interviurile, cumva, poate, în opinia, inclusiv a unor experți din societatea civilă, nu o arătau pe doamnă, cu tot respectul și simpatia, nu o arătau ca, poate, cea mai bună. De asta, când faceți concursuri și după asta spuneți că votul este politic, astea sunt lucruri contradictorii. Concursul trebuie să fie unul bazat pe principii clare, unul tehnocrat, unul bazat pe meritocrație, cuvânt de care, la care a recurs pasul ani de zile, dar ultimul timp cam a uitat. Și atunci n-ar fi discuția asta. Având 63 de mandate... În figura, mă scuzați, Ștefan, ce este în figura candidatului care a câștigat? Nemeritocratic. Are profil, are tot. Deci lucrurile care dumneavoastră spuneți, deci a fost un punctaj care a fost anunțat. Nu spun, eu spun mai mulți experți de societate civilă, inclusiv de la Promolex, domn Manole, care, față de care nu putem bănui partinitate. Eu vă înțeleg. Puteți să mă bănuiți pe mine. Nu, sau eu înțeleg. Înțelegeți, da? Eu înțeleg foarte bine. De fapt, faptul că dumneavoastră o să negați, nu o să scoată de pe agenda. Eu încerc să înțeleg. Asta s-a văzut în mai multe lucruri. Eu încerc să înțeleg, fiindcă totuși părerile sunt subiective. Iar credeți-mă, eu o viață am fost profesor universitar și știu cum fiecare, când notez pe cineva, oricum lumea este cumva supărată și așa mai departe. Dar oricum tu trebuie să ajungi la un rezultat, da? Și aici nu merge numai că este concursul, dar este și activitatea, este CV-ul, da? Noi am ales, din punctul nostru de vedere, un luptător. Dumneavoastră ați avut doi candidați care au trecut în final. Care erau foarte buni. Care erau amândoi foarte buni. Sunt de acord exact. Și care, unul a avut celălalt, domnul Brighidin, a avut susținerea mai multor ONG-uri, da? Care v-au înaintat, spunând că este un candidat pe care noi îl susținem. Aveau dreptul să o facă. Nedumerirea mea personală este cum se face că din toți cei care au votat, poate eu n-am fost atentă, a fost vreun vot pentru domnul Brighidin sau toate voturile PAS au plecat la doamna Moloșac? Eu nu mai țin minte că s-a votat pe rând. Deci decizia a fost că noi trebuie să dăm un decizia un unde? Ombudsman. Deci concursul a venit cu doi oameni care aveau punctaj egal. Înțeleg. Deci în fața noastră, colegii dumneavoastră au facțiune... independență să voteze pentru exact, cine vor. Adică exact. Cineva putea să voteze și pentru domnul Brighidin. Mi se pare că a fost și vot... Iată, cineva de la Promolex spune că nu a fost un vot, nu a fost votul pentru domnul Brighidin. Au fost sau nu votat? Pentru mine discutat. E o nedumerire. De ce s-a votat unanim? Putea să câștige doamna Moloșac cu o diferență de voturi, adică să obțină mai multe voturi iarăși, decât domnul Brighidin. Iarăși, dar nouă ni se împută ce? Că a fost un vot oarecum... La noi, în general, în partid se iau deciziile consensual.
Noi dacă am reușit ceva să obținem, noi în permanență am mers, da, noi putem, evident că există chestii democratice care aleg candidatul în funcție de viziunea fiecare, da? Dar noi, la nivelul, am spus, noi avem nevoie de un profil, noi am discutat, da, la fracțiune. Deci noi avem, ce profil, de cine avem nevoie? Noi avem nevoie să fie un apărător al drepturilor omului și este, da. Un avocat foarte bun este, da. Da? Deci, repet, alegerea a fost foarte grea, fiindcă ambii au fost foarte buni, dar ăsta este și scopul unui concurs. Noi să aibă toți așa bătăi de cap care le-am avut noi să alegem dintre doi oameni buni. Doar că... Da, dar vedeți cum picul l-a descurajat pe celălalt om. Mi-e pare foarte rău, dar iarăși așa este legea. Noi de când spuneam că știți cum era când legea spune că trebuie să vină doi candidați. Da. Și întotdeauna mi-aduce aminte formalismul ăsta care noi adesea îl considerăm bine, într-un fel sau altul, democratic, alegerea lui Voronin cu Duca. Toată lumea știa cine trebuia să fie președinte, dar legea spune că trebuie să fie doi candidați. E formal? Formal. Da? Adică, iarăși, noi și dintr-o parte și din alta vor fi nemulțumiți. Da, dar înțelegeți, noi de privind dintr-o parte... combativ, să lupte, fiindcă pe hârtie toți arată... Și avea bine. Și unul și altul, nu? Asta. Da, și a fost decizia aleg și până la urmă s-a decis să votăm... Unde s-a decis? În fracțiune? Evident că în fracțiune se face lucrul ăsta. Am înțeles. Dar iarăși, asta fost, este o chestie... Asta nu a dat niciun vot domnului Brighidin, e zero, e unanim, practic. Deci, din nou... Eu nu spun că candidatul nu este conform, că nu este așa. Dacă ne uităm peste interviuri, poate nu este cel mai strălucit, dar interviurile au și ele o doză de emoție, exact, o doză de subiectivitate. Eu nu spun că candidatul pe care dumneavoastră, și nici eu, nici ceilalți experți, problema este că se creează un anumit fon. Există un șir de numiri. Și atunci când factorul de afiliere față de partid sau conexiuni cu partid prevalează și atunci apar dubile sau întrebările sau... suspiciunile de promovare pe criterii politice, adică apar întrebări cu privire la obiectivitatea acelor concursuri și dacă o să meargă zvonul ăsta, o să avem percepția asta că afilierea față de PAS sau conexiunile cu PAS sunt factorul de decizie, atunci să nu vă așteptați pe viitor la concursuri să aveți participanți care au valoare, pentru că PAS-ul, ca și toate partidele în Republica Moldova, are resursă umană limitată și iată o să o epuizați. Și atunci o să vă pomeniți într-o situație în care aveți lucruri importante de făcut, dar resursă umană, oameni de calitate care ar putea să o facă, nu o să aveți pentru că nu o să aplice. Și dacă mai continuă filiera asta, asta ar putea fi unul din efectele adverse, în opinia mea, ar fi bine... Dacă vreți, de exemplu, să vă asumați politic, modificați legea și spuneți este prin numire, ne asumăm politic. Eu cred politic. Că noi va trebui să avem și o discuție în societate, fiindcă în permanență noi nu putem găsi niciodată acest mijloc de aur. În permanență vor exista oameni care sunt pro și contra. Legea deocamdată spune că aceasta este formula de alegeri, da? Și noi trebuie să o facem mort copt exact după buchea ei. Dar iarăși, vedeți? De acord, lumea oricum este... Dacă facem altfel, tot eram criticat. Când Biexu are obiecții, înțeleg că e treaba lor acum să aibă obiecții. Dar când Promulexul are obiecții, când alte organizații care s-au bătut pentru drepturile omului în țara noastră au obiecții, atunci un pic asta cumva, și pe mine, sincer să vă spun, cumva mă deranjează. Ca cetățean, nu ca politician. Ca cetățean mă deranjează. Haideți să judecăm totuși după rezultate. Dacă nu vor rezolva, noi vom contabiliza politic dacă nu va face... Sigur că v-ați asumat politic. Exact. În primul rând politic. Avocatul, asta, aici a fost avocatul un factor politic. Poporului da, trebuie să produc... Poți să-ți asumi politic, domnule... Dar atunci spuneți, dar ce este un concurs care este votat de Parlament? Stați un pic, domnule Păslariuc. Eu am înțeles așa. PAS, într-adevăr, a făcut niște pași foarte îndrăzneți. Da? A zis, anumite funcții renunțăm la concursuri, noi ne asumăm politic, noi se numim noi. Da? Ați spus asta că veți face la CNA, alte instituții. Există supărări, există opinii contradictorii, dar toată lumea a înțeles. Nu vreți să trișați, nu vreți să mimați concursul, vreți să vă asumați. În cazul avocatului poporului, din moment ce nu ați schimbat modalitatea de alegere a lui și ați decis că totuși rămâneți pe concurs,
din punctul meu de vedere personal, era corect fiind să faceți el deja chiar era... un concurs și colegii noastre din partid să primească. Cine vă este mai drag din cei dar doi candidați? Concurs. Că sunt voi... Era concurs. Era au concurs, fost dar doi finaliști. Dumneavoastră spuneți că ați avut o discuție în interiorul partidului. Păi, dar evident că noi am venit și nu s-a spus că ia ca legea spune că vin în plen doi candidați. Da, alegeți din trei care vă e mai și, drag. Și da, și să face consensul, nu? Exact. Nu, dar cum? De ce credeți că asta este o chestie care, care este nedemocratică? Votați. Cum? Nu. Bun, noi am fi văzut că în momentul în care... Dar de ce să nu spuneți cum este? Adică? A fost o consultație politică în cadrul fracțiunii și s-a decis să, să votați unanim pentru doamne. S-a discutat. Pentru că 63 de voturi au fost în sală. Inclusiv în contradictor s-a vorbit, dar noi am pledat pentru... Acest, repet, pentru profil. A contat, spuneți-ne, vă rog, iată aceste speculații care au apărut în presă, a contat faptul că doamna Moloșag a fost avocata Maia Sandu? Asta chiar nu că ne-a îngrijorat într-un fel, dar noi înțelegeam că asta va fi speculat. Pe de altă parte, noi alegem un avocat, da? Este avocat, și în drepturile omului. Da? Apăratul atunci, apropo, pe doamna președinte, într-un proces inclusiv lezat de drepturile da, omului. Dacă adică, nu greșești pe mine, apărat doamna Moloșagă într-un proces, bine, dar atunci, ideea știți, este dacă că... alegeam, nu vă supărați, un reprezentant al altei meserii era problemă, dar noi am avut un avocat care este specializat, premiat cu, pentru drepturile noi omului. Noi jurnaliștii și cei din societatea civilă încercăm să nu avem duble standarde. Astăzi când cineva m-a întrebat de ce TV8 a făcut știrea în care a băgat în titlu cu doamna Maia, că doamna Moloșag a fost cândva avocată Maia Sandu, răspunsul meu care a fost dat este și dacă era vorba despre un candidat care a fost anterior avocatul domnului Dodon și se întâmpla în timpul domnului Dodon, cum am fi scris noi știrea? Exact așa am fi scris-o. Deci în cazul domnului Dodon, presa ar fi zis și societatea civilă ar fi zis că e o problemă. În acest caz, cam același lucru spune societatea, că vede o problemă. Faptul că dumneavoastră a apărat cândva interesele în instanța doamnei Maia Sandu, a influențat sau nu? Eu nu cred că asta a fost decisiv. Că a avut o experiență foarte bună. Da? El nu este teoretician, este un practician. Noi avem nevoie, repet încă o dată, profilul care noi ne l-am spus atunci la ședință. Ce? Pe cine avem nevoie? De cine avem nevoie? Cineva care să se bată? Noi am avut, din păcate, experiențe mai puțin fericite când am ales tot pe hârtie om sau persoană extraordinară și când s-a adevărat că în practică n-a tras. Deci noi acum, iarăși, noi trebuie să ținem cont inclusiv și de experiențele noastre. Noi evident că ne asumăm lucrul ăsta. Noi înțelegem riscurile, dar iarăși, noi pornim de la lege, că am făcut efectiv totul după buchea legii și vom vedea deja rezultatul. Eu sper că dumneavoastră nu va dezamăgi societatea, fiindcă noi avem într-adevăr nevoie de un avocat al poporului foarte bun, combativ, fiindcă noi avem mari probleme cu CEDO și așa mai departe. De aceea eu cred că profilul acesta și rezultatul până la urmă va fi unul bun. Dar ce le spuneți celor candidați care au participat în concurs? Mulțumim că au participat, mulțumim că au avut grednă chiar și în ședință, am spus și mulțumim chiar domnului Brighidin, noi înțelegem, dar asta a fost, iarăși, noi am avut de ales. Mai participați. Este, domnilor, uitați-vă, noi... concurs, nu? Haideți, iarăși, noi avem cumva o viziune, singur încercăm să ne dedublăm. Pe de-o parte, zici, nu participați la concurs, fiindcă va câștiga oricum unul. Păi, problema noastră că este... Domnul, ceea ce încerc eu să vă spun, inclusiv ca și jurist, și avocat, și o persoană care are un profil public și urmărește lucrurile mai mulți ani și se intervine atunci când nu este corect un aspect sau altul. Este că atunci când oamenii înțeleg că va câștiga acela care are vreo afinitate sau afiliere, dacă se confirmă, dar asta a fost vizibil în mai multe procese acum recent, atunci, repet, atunci va fi o problemă. Nu, sperăm că nu va dezamăgi și va fi un până la urmă noi asta vrem. Sperăm și noi, dar probabil pentru domnul Brighidin, care a trecut în turul 2 și a fost ales din cei doi candidați, să nu ia niciun vot în plen, e destul. Ba da, de ce? A fost votat. De ce? Un deputat Bex. De ce? A fost de toți deputații Bex votat. Și zero deputați PAS.
Ok, haideți să trecem la alt subiect. Nu sunt bune voturile astea unanime, domnul Vercel. Nu știți acum iarăși. Acum oamenii care vor vorbi despre asta vor spune că a fost o decizie politică. PAS. Nu, că... Iarăși, repet încă o dată, voi vreți la Parlament ce fel de decizii? Bazate pe să competență, meritocrație... Da, pe... da, a fost, dar la urmă vine în plen și noi trebuie să alegem între doi oameni. Nu, e că astea sunt teoretizări foarte frumoase, dar e că noi avem de luat o decizie, da? Nu, dintre iată doi. Mie cineva îmi spune care urmări ședința, un deputat Bec s-a votat, n-a votat nimeni. Bun, haideți să trecem la alt subiect, deși eu personal mi-aș dori ca concursurile să fie pe bune și să fie voturi și pentru unii și pentru adică chiar să vedem cine ia cele mai multe voturi, să fie o competiție și în voturi între candidații care participă la concursuri. Astăzi s-a mai întâmplat, ziceam, un fenomen important în Parlament. A fost votat în sfârșit de către Parlament aceste modificări la Constituție care să ofere mai multă independență sistemului judecătoresc și care, în principiu, vin cu niște reforme pentru sistemul judecătoresc. Cu siguranță, cea mai importantă lucru, din punctul meu de vedere, să nu fiți de acord, este scoaterea acestui plafon de 5 ani de zile pentru accederea în sistem a judecătorilor, pentru că cei 5 ani de zile, din păcate, îi loializa pe mulți judecători tineri, nu în sensul bun al cuvântului, îi puneau să facă lucruri nu tocmai bune în acești 5 ani de zile, ca mai departe să fie ținut așa pe cârlic toată cariera lor. O altă modificare adoptată zice că judecătorii vor putea beneficia doar de imunitate funcțională. Domnul Păslariuc, nu știu în ce măsură dumneavoastră sunteți pe acest subiect. Am să încep cu domnul Gligor să-mi spună ce înseamnă această imunitate funcțională pentru judecători. Adică până acum ei erau mult mai protejați, înțelegem. Și acum ce? O să fie mai vulnerabil? Se poate întâmpla ceva cu ei? Imunitatea... Da, ok. Deci e vorba de imunitatea strict, deci dacă până atunci era o imunitate largă, orice n-ar fi făcut, orice adică problemă care n-ar fi avut cu el, rutier, exact, da. El are imunitate. Acum imunitatea aceasta se reduce, este una restrictivă, se reduce doar strict la competențele profesionale și la cei exercitare da, obligațiuni de serviciu. În rest, deci această imunitate este sustrasă. Da. Adică a fost cumva iarăși o încercare care s-a discutat inclusiv în societate. Am înțeles că asemenea practici sunt și în alte părți și eu cred că societatea în general a primit bine această idee, fiindcă la noi multe cazuri erau când am văzut, da? Când reușeau să evadeze de responsabilitate, să evite responsabilitatea, noi grație acestei noi chiar noi vorbim, discutăm inclusiv să facem o imunitate funcțională la deputați. Da, fiindcă da, noi lăsăm doar ceea ce ține în mijlocii de exercitarea funcției noastre politică și așa mai departe, dar în rest să fie pentru alte acte care sunt în contrar cu lege să fie luate. Da. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care vom reveni să discutăm dacă aceste modificări în Constituție presupune că judecătorii care au probleme de integritate mai degrabă se vor pomeni cu dosare penale sau nu. Asta după publicitate. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gherbovescu. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate, la cutia neagră cu Mariana Rață. Analizăm subiecte fierbinți la sinteza săptămânii cu Natalia Ghețu și Iulia Budeci. Surprizele nu se opresc aici. Iubește viața, revine cu povești incredibile. Cele mai spectaculoase concerte.
toamna asta. La TV8 se întâmplă multe. Aici nu-i nimic. Ai găsit ceva? Este ceva aici. Și totuși, adevărul nu poate fi ascuns. Facem lumină în cele mai întunecate cazuri. Cele mai tari investigații sunt la Cutia Neagră Plus. În fiecare duminică, de la 19.45, doar la TV8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19.00. Синтеза cu Наталья Гецу. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22.30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Dosarele X cu Cătălin Gorea. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se vând. Asta de la TV8. Nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhiei, Israel? Și am aflat răspunsuri, am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8, Întreabă Ghețu, ora 20.00. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Știri în direct, detalii exclusive la New Show cu Veronica Gerboveschi. Cătălin Gorea deschide dosare răsunătoare. Ai cele mai bune selecții de știri la jurnalul de seară cu Angela Gonța. Declarații șocante, momente tensionate la Cutia Neagră cu Mariana Rață. Analizăm subiecte fierbinți la Sinteza Săptămânii cu Natalia Ghețu și Iulia Budeci. Surprizele nu se opresc aici. Iubește viața, revine cu povești incredibile. Cele mai spectaculoase concerte. Toamna asta, la TV8, se întâmplă multe. Am revenit în studio, domnule Gligor, același subiect legat de imunitatea funcțională a judecătorilor. Sincer, nu cred că asta va aduce un rezultat vizibil.
pe motiv că infracțiunile de corupție sunt din cele mai sofisticate, complicate, ele oricum implică măsuri speciale de monitorizare, urmărire, ascultare, documentare și așa mai departe. Dacă sistemul este putred, au loc scurgeri de informații și atunci documentarea acestor infracțiuni este, acestor infracțiuni de corupție este dificil de făcut. Cine cunoaște ce înseamnă măsurile de investigație, măsurile operative și mai departe, înțelegeți despre ce vorbesc acum. Eu nu cred că asta va duce la un rezultat concret. Eu, la general, nu văd o abordare sistemică a problemelor din justiție. Se acționează pe conservarea sistemului. Mulți speră că prin modificarea acestor norme la Constituție se vor cumva, se va spori, va spori independența. Eu cred că asta este scenariul exact pe care l-am avut în 2015 cu legea procuraturii. Când un sistem profund corupt a fost imunizat prin acordarea unui grad și mai mare de independență. Înainte de a acorda independență, ori de care o fie ea, și de a proteja sistemul și mai tare și mai mult, mai întâi trebuie să cureți acest sistem de oameni incompetenți, oameni perfizi, oameni corupți. După curățirea sistemului, după efectuarea evaluării, după însănătul și sistemului, trebuia să-l faci totalmente independent, protejat. Asta exclude protejat, efectuarea acestei evaluări a judecătorilor? Dumneavoastră ați renunțat la evaluarea judecătorilor? Dar nu văd logică și consecvență în toate aceste lucruri. Și, da. Repet, asta e exact aceeași situație care am avut-o cu legea procurată. Externă, dacă nu externă, foarte dură internă, dar ea trebuie să existe, asta rămâne. Da. Vreau să trecem de la subiectele de justiție. Azi am vorbit mult despre justiție, vreau să trecem la subiecte politice și la discursul rostit de președinta Maia Sandu la ONU, ieri în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, sesiunea 76. Haideți să urmărim un fragment din acest discurs. In the spirit of Moldova's constitutional neutrality and international law, I would also like to reiterate that our position on the complete and unconditional withdrawal of Russian forces remains unchanged. This includes the removal or destruction of ammunition from the Kobasna stockpiles, which pose a security and environmental threat to the region as a whole. We count on the support of the international community in this endeavor. In the recent past, corruption transformed Moldova into a captured state. Corruption became a threat to democracy and to our national security. Crooks used us as a transit country to launder money through our institutions before depositing them abroad. We have managed to overthrow these corrupt regimes, and now our main task is to strengthen our justice and law enforcement systems. Am revenit în studio. În primul rând, am să vă întreb din asta, domnul Slariuc, dacă a fost și alte, dacă ați discutat despre acest discurs, știați ce va fi în discurs și dacă a fost ceva la care v-ați așteptat să fie în discursul ăsta și n-a fost. După asta am să întreb o poziție extraparlamentară. S-au spus lucrurile care trebuiau spuse. Ele vin în concordanță, evident, cu principalii direcții de ale politicii externe ale statului, care le-am asumat. Dumneavoastră personal, v-a lipsit ceva din acest discurs? Vreun subiect? Da, eu cred că nu, s-au spus toate lucrurile. Da. Și cu problema de mediu și problema COVID-ului, da, ele sunt corupția, evident. Deci, dar lucru care s-a verbalizat și s-a spus încă o dată, s-a reiterat că, uitați-o, problema trupilor este da. Una... Pe acest subiect, de altfel, părea să fie sensibil pentru președinta Maia Sandu, pentru că ați văzut criticile care au fost atunci când a fost discursul pe platforma Crimeea, unde a evitat să vorbească, Bundunea i-a explicat de ce n-a făcut-o și de asta era important să se înțeleagă dacă va vorbi despre retragerea trupurilor la ONU și a vorbit. Domnul Gligor. În discurs au fost prezente liniile strategice importante pentru noi ca stat. Întrebarea este care este capacitatea internă de implementare a acestor linii strategice și acestor reforme. Ce ține de soluționarea pe diferendul transnistrian, problema nu este doar în prezența trupelor rusești pe teritoriul respectivei regiuni, care precum că protejează, apără sau păzesc acele 20.000 de tone de armament la Kobasna și operațiunea de menținere a păcii, precum că.
Problema este în faptul că regimul de la Tiraspol a coabitat decenii foarte bine cu regimul de pe Malul Drept, din Chișinău, România și Ucraina. Și sursele mele spun că licențele de import-export a țigării, a produselor tutunjerii pe care le deține Șerif pe numele a două companii, licențe care au fost retrase la câteva zile după venirea doamnei Sandu la, în funcția de prim-ministru Republicii Moldova în 2019, astăzi, după o lună jumate de guvernul Gavriliță, nu au fost retrase și nu au fost anulate și are loc o operațiune vastă de contrabandă de țigară. Și eu cred că atunci când aceste lucruri... Asta de unde știți că acum are loc contrabandă? Pe surse, exact așa cum știam și atunci. Doamnă Rață, exact ca și întotdeauna noi am știut, nu de la organele competente, nu de la SIS, nu de la Poliția de Frontieră, nu de la Ministrul de Interne, dar știam pe surse, vă aduceți aminte? Înțeles, dar acum cine credeți că permite ca... Și faptul că astăzi licențele nu au fost anulate pentru aceste două companii care fac cel mai mare procentaj de import-export de produse de tun, vorbește despre niște lucruri, pentru că data trecută au fost anulate în termeni recorzi. Da. Și eu vreau să vă mai menționez un lucru. Data trecută, eu n-am încheiat, data trecută aceste licențe au fost anulate în baza unui demers făcut de către Isaulenco din partea SIS. Când a venit Chicu, prim-ministru, în baza altui demers al lui Isaulenco au fost date înapoi. Și veșnicul Isaulenco în continuare este director SIS și mi-e interesant ce se întâmplă. Unde sunt acele linii dure pe care noi am văzut? Și cum de se întâmplă că sunt numiți oameni cu probleme de reputație și de carieră profesională cu semne mari de întrebare față de independența acestora în SIS? În același timp, nici SIS-ul, nici Ministerul de Interne, nici nu vorbesc despre problemele sistemice care ne macină, pentru că regimul de la Tiraspol, împreună cu șeriful care a exercit o influență enormă asupra Transnistriei, luăm în considerație, printre altele, că în regiunea transnistreană, în luna decembrie, au loc alegeri prezidențiale. Cum se întâmplă că schemele care alimentează acest regim supraviețuiesc orice putere politică și se acomodează și conviețuiesc cu orice, în orice formulă politică. Da. Haideți să vedem și răspunsul. Noi vedem cealaltă extremă. Pe de parte este acuzația că faceți totul repede și nu vă consultați, nu vă gândiți, nu faceți cumva o evaluare strategică și așa mai departe. Pe de altă parte, că voi deja trebuie să faceți anumite lucruri. Eu cred că toate lucrurile astea se vor face. Noi de-abia luna aceasta am numit șef la serviciu Vamal. Lucrurile astea trebuie făcut conform legii. Lucrurile nu se schimbă ușor, cadrele. Dumneavoastră știți ce sistem e acolo. Știu foarte bine, de asta își vorbesc. Dar data trecută, cum s-a reușit într-o săptămână? Stați un pic. Acum de-abia acel om care n-are nici încă adjunct, domnul Talmazan. Deci este foarte dificil. N-are treabă serviciu Vamal. Nu, eu vorbesc... Cum? Are, dar nu ei retrag licența. Eu vorbesc, exact. Dar retragerea lucrurile se vor... Iarăși, trebuie în primul rând să faci ordine în structurile, în instituțiile care se ocupă, care vor controla, care tu nu poți să retragi licență când e gaură, da? Deci tu trebuie în primul să schimbi oameni, să pui oameni, să faci... Eu cred că lucrul ăsta se va face, evident. Eu nu știu cât de reliabile sunt sursele și așa mai departe, dacă dumneavoastră spuneți că sunt du-te vino și așa mai departe. Eu am îndoieli, dar eu nici nu bag mâna în foc, dar eu știu că sunt probleme și ele vor fi soluționate pas cu pas și cu siguranță vor fi... Sper că nu vor fi soluționate atunci când depozitele din Transnistria care sunt doldoră de țigară o să fie golite. Nu știu, nu cred. Nu cred. Eu cred că oamenii cei care competenți sunt și fac lucrurile astea, dacă lor nu le ajung instrumentele, trebuie instrument politic, noi, Parlamentul, suntem gata să-l ajutăm, nicio problemă. Noi am arătat că putem să facem lucrul ăsta și dacă va fi această cerere, evident că noi vom soluționa. Bun, de la cine trebuie să vină acest demers pentru ca să fie retrase licențele? Neapărat de la SIS sau poate veni și de la alte organe? Doamna prim-ministru poate să intervină, pe exemplu, anului 2019, să ceară opinia organelor de drept cu privire la respectivele companii foarte bine cunoscute.
Dacă nu cunosc, îi informez eu, le dau. Da. Înțeleg că acum mai intra cu noi în contact prin adresele juridice, dacă le trebuie. Prin și așa telefon, mai domnul Vasiloi, care, Rusean Vasiloi, e șeful Poliției de Frontieră, care cunoaște mai multe detalii despre această contrabandă de țigări și ar putea să ne spună mai multe, pentru că domnul Grigor trebuie să recunosc, nu știu dacă domnul Păslariuc, dar eu pe mine mai depășește subiectul, că nu cunosc ce se întâmplă acum cu contrabanda de țigări. Ne spuneți când este gata domnul Vasiloi să intre în emisie? Încă este sau nu? Încă nu este. Până atunci, să discutăm despre un alt subiect, să începem să discutăm despre un alt subiect legat de care s-a întâmplat tot astăzi. Legat de perchezițiile acasă la Vladimir Andronache, în dosarul, ne-a anunțat el chiar că e vorba de dosarul furtului miliardului, o operațiune comună a Procuraturii Anticorupție și ASIS. Asta ce este? Ce se întâmplă acum? S-a apucat Procuratura de treabă sau dumneavoastră cum vedeți ce, ce se întâmplă? Că, faptul că domnul Andronache are probleme de integritate și sunt întrebări legate de afacerile dumnealui, nu încape îndoială. Presa a scris de mult despre asta. Procuratura nu vedea, dar acum de ce a început să vadă? Păi, evident că există presiunea asta din partea societății și evident că societatea cere să livreze rezultat și acum ei încearcă cumva să dreagă busuiocul. Eu nu știu în ce măsură lucrurile astea sunt atât de, hai să spunem, sistemice. Eu, părerea mea iarăși, eu cred că noi trebuie să avem o discuție despre ce face Procuratura Generală, de partea cui este. Întrebări, deci, care sunt, că, fiindcă lucrurile acestea cumva mi se pare că parcă sunt aleatorii, știți, de aici o leacă. Noi nu aveam o strategie, nu vedem o strategie din partea organului competent, organului de resort, care să știm exact ce se dorește. Deci lucrurile apar așa, de aici, de acolo, parcă știți cumva să dea societății sau publicului, uitați-vă că sunt anumite lucruri care până la urmă tot nu se rezolvă. Deci, repet, noi va trebui să avem o discuție și vom discuta inclusiv în Parlament despre activitatea Procuraturii, fiindcă asta, mă rog, este cumva în competența noastră și atunci cred că vom avea mai multe răspunsuri. Domnul Grigor. Da. A intrat domnul Andronache în atenția procurorilor? Sigur că da. După ce a plecat, a securizat activele, a plecat din Republica Moldova, a șters toate informația de toate purtătoarele, toate hardurile și așa mai departe, sigur că da, a intrat. De ce să nu intre? De ce? Pentru ce să intre? Pentru că trebuie să mimeze și ăștia niște activitate ceva. Trebuie să facă ceva, să demonstreze că luptă, că fac, că justifică existența. Astăzi, Procuratura Republicii Moldova, în primul rând, Centrul Național Anticorupție, în doilea rând, Procuratura Anticorupție, în treilea rând, PC Coxul, în patru rând, Procuratura Generală, nu justifică existența. Contribuabilul nu înțelege de ce plătește bani pentru aceste instituții. CNA-ul s-a apucat mai multă lume să-l lichideze, dar tot din ciclu politic în ciclu politic, ăștia prestau servicii foarte importante politicienilor. Și atunci cumva își cumpărau încrederea politicului pentru încă 4 ani. Sper foarte mult data asta nu se întâmple. Asta e bâta principală a organizației criminale a lui Plahotniuc. Ultimul, eu nu am prevăzut activitatea CNA-ului, nu știu dacă dumneavoastră ați văzut-o. Păi, asta, dacă asta vă uitați la... De bine sau de rău, nu știu. Sub acoperire, cred. Dacă vă uitați la bugetele instituțiilor de drept, inclusiv ASIS-ului, și când vă uitați la câți bani au adus în cazna statului din recuperarea în urma activității infracționale, veți înțelege că am cheltuit miliarde, dacă nu zeci de miliarde de lei parcursul deceniilor, iar în buget au fost întoarse, și dacă faceți o statistică minuțioasă și vedeți câte dosare au ajuns la condamnare, câte dosare din alea sunt cu adevărat importante pentru sistemic, pentru sănătatea instituțiilor publice, a societății și așa mai departe, veți vedea că vorbim despre nimic. Noi nu știu, asta este. Noi cheltuim 400 de milioane de lei pe SIS, numai peste 400 de milioane și eu nu înțeleg, nu știu dacă justific o cincime din banii ăștia. Dar să știți toată activitatea SIS-ului, știți chiar tot ce fac ei și de asta e putut. Eu știu suficient, doamna Rață. Ok, nu știu, eu nu știu așa de multe despre SIS, trebuie să recunosc. Vreau să mai discutăm despre un subiect. SIS-ul trebuie să cunosc.
Poftim? Sisu trebuie să cunoască despre dumneavoastră. Eu sper Sisu să nu cunoască prea multe despre noi, că cred că noi nu suntem subiectii. Dar despre acei care sunt... Da. Nu, care eu nu cred că reprezintă un pericol pentru această societate. De Sis și alte organe. Asta nu e argument pentru tine. Da. Domnul Vasiloi nu va mai intra acum în legătură cu noi. De ce? Pentru că va veni săptămâna viitoare la o emisiune și vom discuta despre acest subiect. Domnul Gligor, sper foarte mult mai multe informații să ne răsconvingă și să ne arate cum o lună în urmă au fost retrase aceste licențe și poate, eu să ies într-un final, odată și odată, nedrept. Da. Vreau să discutăm despre Igor Dodon, pentru că noi am uitat cu totul că mai există și o opoziție parlamentară. Ei sunt, nu știu de ce, mai puțin activi în această perioadă de timp. Noi tot îi îndemnăm să vină și pe la emisiuni la noi să vorbească, că asta e rolul opoziției, să țină în tonus puterea, să nu greșească puterea, să nu calce greșit. Domnul Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor, a avut un interviu recent în care a vorbit despre proteste, despre faptul că acest guvern nu va ajunge până la sfârșitul anului. Haideți să vedem ce declarație a făcut și după asta scurt să comentăm aceste declarații. Вот хлеба нынешняя власть не сможет дать. Им нужно зрелище. Хлеба мы видим, что, ну, назовите мне сектор, хоть один, где есть положительные тенденции. Лекарства растут, цены, продовольствие растет, все растет. Нынешнее правительство уйдет в отставку либо в конце этого года, либо весной следующего года. Потому что когда будет массовое недовольство, а массовое недовольство, я думаю, что оно растет, кипит, пока что все на кухне недовольны. Потом начнется голодный бунт, когда выйдут на протесты, для того, чтобы выпустить пар, тогда Майсанд отправит правительство в отставку. A revenit în studio, am urmărit ce a spus domnul Dodon, zice că majorarea prețurilor, scumpirile vor face așa încât oamenii nu mai vrea să privească spectacol, vor vrea pâine și din cauza asta acest guvern până la sfârșitul anului ar putea să plece pentru că vor fi proteste. Dar noi cunoaștem capacitățile profetice ale domnului Dodon, da? Inclusiv cu oulii de la Etulia. Dar mie permanent m-am mirat că ei știau mereu și când erau la guvernare vorbeau de ce fac alții și niciodată de ce fac ei. Da? Deci în țară există foarte mari probleme și în mare parte ele au fost generate de incompetența guvernării pe care au reprezentat-o și votul din 11 iulie a arătat lucrul acesta. Noi evident că avem foarte mult de lucru, evident că avem foarte mult de făcut curățenii. Și vom face acest lucru. Eu nu cred că noi aici trebuie să comentăm foarte mult dorințele ascunse ale... Da, da, dincolo de asta, prețurile, într-adevăr, ele cresc și asta e bine. Este evident, este un bine și trendul și așa mai departe, dar pentru noi este important să creștem cât posibil veniturile populației. Da? Dar pentru aceasta noi... Foarte clar, am spus, trebuie să pornim economia, trebuie să, inclusiv să combatem acele frâne care, inclusiv din justiție, care împiedică investițiile să vină. Dar asta durează, domnule... Asta durează, dar noi treptat. Noi înțelegem că nimic nu se face din start. Ideea este că prețurile azi cresc. Procesele pe care dumneavoastră vreți să le porniți o să dea roade în timp. Noi le pornim, vom începe cu pensiile de la 1 octombrie, vom vorbi, vom analiza, adică vom discuta. Întrebarea mea era dacă aveți semnale sau temeri că ar putea urma proteste mari în legătură proteste cu aceste situații. Proteste poate să fac, nu e nicio problemă, dar eu cred că oamenii înțeleg. Oamenii când ne-au dat votul știau ce se așteaptă, da? Noi evident că trebuie să ne cumva să ne mobilizăm, să facem, să producem rezultate și noi încercăm să facem acest lucru, toate că spunem, unii spun că facem prea repede, alții spun că fac prea încet, iarăși lucrurile. Dar eu cred că noi când vom lua rezultatele și în toamnă se va vedea deja acest lucru și toamnă, inclusiv acum cu pensiile, vom încerca iarăși să facem lucruri care le-am promis. Repet, noi am făcut o campanie, noi am discutat cu oamenii știu ce trebuie să facem. Și noi, de fapt, ceea ce facem acum,
Noi, de fapt, am discutat, consultările acestea nu se fac numai la Măsuță și Cafeluță. Consultările s-au făcut și la brigăzi de tractoare și la întreprinderi. Cât a fost campania electorală, oamenii știu ce vor și ei ne-au spus ce trebuie să facem și asta facem. Ok. Poate nu așa repede cum vor oponenții politici, dar facem ce putem. Nu e vorba doar de oponenți, că e vorba mai degrabă de cetățeni, pentru că ei sunt cei care deschid frigiderul și acolo privesc. E bine sau nu e bine? Facem tot ce putem. Scurt, legat de posibile proteste, vedeți o astfel de posibilitate sau totuși oamenii, dacă vor vedea că reformele pornesc, vor strânge din dinți și vor mai răbda? Oamenii, în primul rând, vor dreptate, vor justiție. Și lupta cu corupția a fost unul din mesajele principale pentru care PAS a primit votul de încredere. Direcția care, în opinia mea, stagnează și acele puține lucruri care se fac nu întotdeauna corect. Cât ține situația socioeconomică, la moment nu am văzut pachete de liberalizare, de deregularizare care ar aduce libertate, care ar scade, nu ar spori, dar ar scade sarcina fiscală pe agenții economici. Da. Noi am pierdut 45.000 de oameni anul trecut, anul ăsta posibil să repetăm această cifră, dacă nu se adoptă un pachet rapid de măsuri, proporționale gravității problemei, să fie o problemă. Mulțumesc foarte mult, deja mă ceartă producătorii că depășim timpul, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit, rămâneți alături de TV8.